Domnule ministru, iată-vă din nou la Secuieni, la o nouă manifestare, aceea pasiunea noastră pentru cânepă. Ce mai place profesorul Valeriu Tabăr în ultima vreme, cu ce se mai ocupă? Deci, în primul rând, sunt vicepreședinte ales la Academia de Științe Agricole și Silvice, în care încercăm să lucrăm în numele cercetării agricole din România și ne găsim într-un moment destul de delicat și de greu. Și culmea este că de vreo 3 ani și jumătate de când sunt aici, ne-am ales doar cu această muncă de clarificare și nu de a crea niște cadre care să se finalizeze cu succes și cu liniște, practic, în cercetare, pentru că de liniște este mult nevoie și, în același timp, și de resursele necesare pentru a realiza anumite performanțe. Sigur, mi-am predat, rămân în continuare în legătură cu Universitatea și cu studenții mei de la Timișoara. Sunt conducător de doctorat și mi-am câțiva doctoranzi. Conduc cursul postdoctorale și post și de masterat și îmi continui programul de cercetare de la Lovli. Bineînțeles, de peste 43 de ani, pe domeniul cânepei și nu numai. Pentru că sunt un fel de sfătuitor a colegilor noi mai tineri, inclusiv în ceea ce privește, și probabil m-au auzit foarte mult vorbind despre calitatea produselor pe care le realizăm în agricultură, în primul rând soiuri, fie că este vorba de grâu, fie că este vorba de floarea soarelui, de celelalte materiale genetice pe care le producem și de ce nu o bătălie continuă pentru ceea ce înseamnă performanța în agricultura României. Pentru că coordonând problemele legate de agricultură în două momente dificile, a spune eu, dar și apoi ca parlamentar, ca vicepreședinte și președinte a Comisiei de Agricultură, am cunoscut cadrul, baza, problemele cu care se confruntă agricultura României și, sigur, și anumite măsuri care au fost luate, dar care ar fi trebuit să fie luate și continuate pentru ca România să fie o țară performantă în domeniul agriculturii. Să nu-și pună problema numai asigurării hranei, cât mai ales de a-și pune problema de a fi un partener de permanent în piața europeană și în piața mondială cu produse agroalimentare. Domnule ministru, pomeneați astăzi despre o legislație incoerentă și aduceați o vină clasei politice românești, din care, scuzați-mă, ați făcut și dumneavoastră parte, dar spuneați că un singur vot al dumneavoastră și chiar uneori al colegilor noastre de partid nu era suficient să treacă o legislație. Iată că acum, mai ales în ceea ce privește legislația pe domeniul cercetării, primește o grea lovitură de la guvernul tehnocrat Cioloș. Cioloș, om din sistemul dumneavoastră. Deci eu trebuie să vă spun că după 1990 cercetarea, și dacă vă uitați și pe celelalte domenii, a primit lovituri continue, cu foarte mici insulițe de prietenie din partea celor care aveau obligația de a coordona și de a face funcțional sistemul respectiv. Cercetarea a fost mereu lovită. De pildă, cercetarea agricolă a pierdut după 1990 o suprafață care a scăzut de la circa 160.000 de hectare la circa 30.000 de hectare astăzi. Chiar dacă erau legi de protecție a cercetării, inclusiv în legile proprietății, dacă vă uitați, pentru că articole care se referă la protecția patrimoniului public pentru utilizare publică, așa cum este cercetarea agricolă sau de biologie aplicată, au fost scrise de subsemnatul aproape în fiecare lege, exceptând legea 18 pe 1991, când nu eram parlamentar. Cu toate acestea nu s-au respectat, exceptând ultima lege, care din punct de vedere al patrimoniului, și vorbesc aici de legea 45 pe 2009, în care patrimoniul nu a mai fost afectat, practic luat. El a rămas sub presiune, dar în schimb s-au luat alte măsuri de nefuncționare a sistemului, de neutilizare la nivelul la care ar fi trebuit acest patrimoniu, sigur, cu ceea ce înseamnă și capacitatea cercetătorilor, dar în același timp și materialul biologic realizat sau rezultatul unor experiențe de cercetare privind factorii naturali și patrimoniul natural pe care îl avem și pentru a putea face o agricultură performantă. Pentru că într-o cercetare și într-o agricultură performantă nu este vorba numai de soiuri, de factorul genetic. Aici intervin foarte multe chestiuni legate de sursele naturale, cum este solul și cum este apa. Iată, tehnica și tehnologiile care se aplică la sol astăzi
și mie îmi crește inima de pildă când văd o miriște întoarsă acum și lucrată ca lumea, pentru că știu că asta aduce un aport excepțional pentru producția din anul viitor. Asta înseamnă conservarea apei în sol, asta înseamnă conservarea unor procese biologice, descompunerea materiei organice și intrarea într-o normalitate de viața solului în favoarea ceea ce înseamnă o producție bună și sigură în anii următori. Dar toate acestea nu pot veni numai de la natură, ele trebuie făcute și într-o cercetare sistematică. De pildă, la această dată România nu-și mai poate permite să facă cercetarea aceasta a tehnologiei, nu a soiului. Firmele vin cu soiuri și inclusiv instituțiile noastre, ele sunt elementul comercial. E foarte greu pentru o firmă, oricare ar fi ea, să finanțeze o cercetare sistematică, de pildă lucrările solului, momentul semănatului, densitatea la porumb, să discute de atâta timp. Pe noi, ibrizi, normal, trebuie să fie experiențe care să fie susținute de cineva financiar. Firmele nu se înghesuie pentru așa ceva. Nu interesează treaba asta. Se poate specula cu densitatea, dar ca urmare acestor speculații, noi realizăm de ani de zile o producție medie, un randament stabil la porumb de sub 5 tone la hectar, când potențialul ibrizului este de 10 tone. Sau că în România ar putea produce foarte ușor 6-7 tone media pe hectar. Asta este pentru că fermierii nu dispun de datele acestea rezultate dintr-o cercetare sistematică și care, din păcate, nici ministerul, nici guvernele, nici politicienii nu și le însușesc. Pentru că foarte mulți nu fac legătura între ce înseamnă performanța agricolă și economică din agricultură și nu fac legătura că este legată strict de această activitate de cercetare, de performanță în cercetare. A să vedea ce fac statele avansate din punct de vedere agricol, care se bazează pe rezultate de cercetare și asta nu înseamnă numai soiuri și ibrizi, înseamnă și cercetări tehnologice în raport cu factorii climatici, factorii care influențează de altfel stabilitatea, nivelul, calitatea producției, cantitatea ei și așa mai departe. Și aici este marea noastră bătălie acum pentru cercetare. Pentru că dacă ar fi chestiunea numai a factorului biologic, n-ar fi o problemă. Deci și aici apare elementul că soiurile ibrizii care se importă sunt obținuți în condiții Bavaria sau Franța sau chiar Statele Unite, se întâlnesc cu alt tip de condiții în România. Condițiile de secetă din România nu sunt aceleași cu condițiile de secetă din Iowa sau cu condițiile de secetă din nordul Franței sau din Bavaria, clar. Deci discutăm de cu totul și cu totul alte influențe. De ce credeți dumneavoastră că premierul Cioloș, om al sistemului agricol, comisar european cu performanțe, reușește să facă atât de puțin pentru domeniul în care el a lucrat? Ce părere aveți de actualul ministru? Și problemele de agricultură? Ce o părere pe care eu nu mi-am exprimat-o niciodată la nivelul miniștrilor. Și atunci când am avut în mână aturi puternice de luptă, nu, să nu uitați că eu am întâlnit un sapard în minister în 2010 care era pe punct să fie executat și care era de aproape 3 miliarde de euro și n-am scos un cuvânt niciodată public. Deci am fost de 3 ori la OLAF în audiență, am fost singurul ministru care m-a întâlnit cu directori generali, pentru că sunt niște protocoale și la Uniunea Europeană. M-am întâlnit cu comisarul pe fraudă, pe corupție de la Bruxelles, tot pentru a putea să protejăm această mare investiție și acest mare program din România. N-am numit niciodată ministru. N-am să-mi spun părerea nici și la această dată despre... Bun, atunci haideți să spun de ce nu se poate, poate face România nimic la ora actuală. Pentru că dacă vreți, eu pot să spun următoarea chestiune. De aia nu vreau să vă dau nume. Că la ultimii doi miniștri, și aici nu mă refer la tehnocrați, mă refer și la cei politici, au mers pe aceeași linie privind cercetarea și lichidarea ei. Pentru mine, surpriza cea mai mare este domnul Cioloș. Pentru că am fost unul dintre cei și căruia am înțeles că li se reproșează la această dată că l-am susținut atunci public și vreau să vă spun că am făcut-o cu argumente fără care nu pot intra în discuție. Deci a fost un excelent comisar european pe domeniul respectiv, cu mare putere de a negocia între diverse grupe, pentru că pe agricultură nu sunt probleme simple la nivelul Uniunii Europene. Noi le vedem unii din afară, dar în interior sunt extrem de multe abordări și cărora trebuie să le faci față. Am discutat cu dânsul de foarte multe probleme și chiar cu o contribuție l-am susținut în ceea ce a însemnat reforma politicii agricole comune. Acolo s-au lansat programe care erau specifice pentru România, fără să se perceapă foarte bine în Consiliu că suntem puțin partizani.
dar eu nu-l înțeleg la această dată în mai multe abordări. Eu nu vreau să intru acum în latura politică, deși îmi stă mereu pe cap marde, la picioare și la vârful degetelor și vârful limbii, să spun așa, dar modul cum se abordează politica agricolă în România și mai ales problema cercetării, nu pot fi să de acord cu domnia sa. Cred că sunteți primul post de televiziune pe care căreia spun treaba aceasta direct. Urmează ca în pasul următor, în funcție de receptivitatea demersului nostru de la Academie și din structurile cercetării, să ieșim mai public cu puncte de vedere care să rămână un punct de vedere cert și extrem de la locul lui de către cei care știu cercetare în România. Și aici nu este vorba numai de cercetătorii care au lucrat într-un și sub un regim, pentru că noi am fost foarte mult stabili. Și normal că am trecut prin perioadele acestea, perioadă comunistă, tranziție, 90, piață și așa mai departe. Dar cercetarea în România, cercetarea agricolă, nu este începută în 1945, este începută de peste 100 de ani. Este cel mai vechi sistem de cercetare organizat din economia României și în istoria ei. Deși ea este pusă la zi, inclusiv de oameni cu responsabilități în cercetare. Și pe mine mă surprinde neînțelegerea miniștrilor din ultimul timp. Pentru că nu ei pot... sunt oameni ai sistemului, asta e interesant. N-aș spune că sunt... ca să fii ai sistemului trebuie să fii bătut măcar un țăruș în câmp. Trebuie să ai măcar un metru cub de documente pe anumite probleme mari, inclusiv pe probleme de biotehnologie și pe problemele acestea de care le-am discutat și astăzi. Pentru că dacă azi am discutat despre ziua cânepei, ea nu este făcută de niște oameni oarecare, ci niște oameni curajoși, cum am spus și azi, care au rezistat la tot felul de presiuni și poate că și organismele statului, care au făcut destul de multe speculații pe domeniul cânepii, de pildă, au un anumit respect față de anumite persoane care au adus argumente de ce trebuie ca această plantă să rămână încă în România. Eu am această părere, deși n-am din discuție directă, însă din coace este nepermis ca autoritățile de statului, și mă refer și la vechiul ministru și la actualul ministru, să blocheze finanțarea cercetării agricole prin lege. Deci au modificat și vă rog să vă uitați la articolul 29 din legea bugetului de stat pe 2016 și o să scrieți că se interzice finanțarea unităților de cercetare, aducând acolo niște argumente care nu stau în picioare, pentru că se încalcă prevederile unor legi organice. Dumneavoastră v-ați luptat foarte mult ca acest domeniu al cercetării să treacă de la Ministerul Învățământului, unde este cenușăreasă, nu, la să... celălalt agriculturii. Deci vreau să vă spun că e o eroare. Ministerul Învățământului, eu nu sunt împotrivă, sunt om de învățământ și normal și de cercetare. Mi-am avut doctoratul, o meserie, o viață, am trăit în mediul universitar. Știu capacitatea mediului universitar. Dar nu. Deci institute de cercetare, un lucru extraordinar de grav. Au fost luate din sistemul de cercetare și trecute de la Academie, respectiv Ministerul Agriculturii, spre Ministerul Învățământului. Instituții de cercetare care în agricultură sau în biologia aplicată nu se suprapun peste activitățile de cercetare în alte sectoare. Cercetarea agricolă se desfășoară în laborator. Este în câmp, sub soare, cu condiții diferite, cu particularități de excepție. Eu nu sunt sigur că în 3 ani de zile eu obțin un rezultat pe care să-l pot omologa. Dacă anii sunt unul cu secet, altul cu ploaie, grindină și așa mai departe. Inclusiv cercetătorul trebuie apreciat după alte criterii decât îl apreciez pe cel dintr-un laborator. Salarizare ori, una dintre marile, nu mai vorbesc de salarizare, care nu mai atrage. Eu am toată stima pentru tinerii ăștia care vin și care o fac și care vin astăzi în situația aceasta grea, sunt oameni care trebuie luptați să-i menții în sistem, pentru că au făcut-o din pasiune sau din dragoste. Aceștia sunt oamenii care trebuie să lucreze în cercetare. Cercetătorul să fie și poet. Trebuie să renunțe el la anumite avantaje pe care lumea cercetării nu ți le creează și nu măcar, nici măcar imediat. Ele vin după câțiva ani, pot veni după 10, după 20 de ani. Dacă vreți în ameliorare. Ori ei și-au dat avizul să scape de cercetare. Să treacă acolo unde nu mai poți dirija spre ceea ce înseamnă, atenție, marile strategii ale agriculturii României. Pentru că aici nu este vorba de cercetare, ci de acel cadru care susține obiectivele majore spre care ar trebui să tindă România la un moment dat, ca țară puternică agricolă, nu o țară oarecare.
La întâlnirea noastră anterioară, dacă țineți minte, noi am avut o discuție tocmai pe ceea ce înseamnă aceste stațiuni de cercetare, puține câte au mai rămas, lovite rând pe rând din punct de vedere financiar, pentru că ele nu primesc finanțare de nicăieri. Așa este, corect. Se autofinanțează, în schimb sunt considerate societăți, sunt considerate ca făcând parte de la, de la sistemul bugetar și li se interzice orice au fost banii lovit. Banii din salarii, ca și bugetar, deși nu era din vâna buget banii. Da. Ce ați reușit să faceți? Atunci erați, acum 2 ani, 3 ani, când ne-am întâlnit noi la prima ediție a Zilei Cânepe, erați foarte încântat că reușiți dumneavoastră să mai găsiți 2 sau 3 stațiuni de acestea de cercetare care mai erau încă în picioare și eficiente. Până după măsurile din 2011, când le-a șters datoriile la marea majoritate și am venit și cu oarecare finanțare, foarte multe unități au intrat pe plus. Din păcate, eu știam și am avut discuții atunci la Ministerul Finanțelor și nu numai, inclusiv cu premierul Boc, că această măsură este benefică, dar nu este suficientă. Ea trebuie să vină în continuare cu finanțarea. Fie programele scos la competiție și le creezi accesul mediu pentru a accesa aceste proiecte, programe, fie finanțezi conform prevederii legii 45 partea aceea care venea statului, adică cheltuielile de finanțare și acel minim salariu care trebuia să-l dau de la stat. Ei, chestiunea aceasta de finanțare nu s-a făcut. N-au funcționat elementele de competiție, nici s-au scos proiecte la competiție. Sectorialul este la sume extraordinar de mici. Deci numai cât ce e mai grav, nici măcar banii pe sectorial în momentul în care ai încheiat faze și să face recepția, ele nu sunt finanțate, deci nu se dau bani decât după luni de zile. Și acum sunt restanțe, foarte mulți bani de la minister și foarte multe unități în a primi banii după ce au realizat aceste proiecte. Și aici este marea problemă acum și... Dar nu le permite finanțarea europeană, din câte știu eu. Păi în momentul în care ai datorii și ai făcut datorii și datorii sunt făcute datorită finanțării neglijente a statului și nerespectării legii, deci nerespectării legii. Incredibilă chestiune. Ei nu primesc subvenții? N-au dreptul la subvenții? Nici subvenții nu le-au primit. Iar anul ăsta au făcut în așa fel, au manipulat, încât la un moment dat nu mai aveau codul. Deci ani de zile s-au plătit subvențiile ca și oricare unitate. A doua, unitățile de cercetare au fost discriminate negativ și nu au avut acces la proiecte de dotare, de modernizare. Deși ele sunt agenți economici activi, fermieri activi, nu se poate imputa, producători de material biologic, producători de materie cenușie pentru că contribuie din plin la instruirea producătorilor agricoli. Ai rupt orice legătură, pentru că tu n-ai respectat niște legi fundamentale. Și atunci, sigur nu am insistat și acum, orice restructurare sau oricât de perfect, cât de mare manager ai fi, nu poți să faci conducerea fără bani. Nu poți să iei din sponsorizări într-un sistem de cercetare de nivelul celui pe care l-a avut și l-are România. Aici trebuie să vii cu un sistem de sprijin al statului, să deschizi inclusiv sistemul de finanțare prin fonduri europene. Pentru că o altă problemă este că acel proiect 2020, programul de cercetare, în trecut România l-a accesat la nivel de 2%. Eu știu că la nivelul României au fost doar 2 programe sau 2 proiecte care au fost coordonate de România. Restul României a fost partener de mâna a treia. Aproape incredibil. În de zile aceste stațiuni de cercetare s-au luptat cu menținerea pământurilor. Ani în șir le-au fost mulți aceste pământuri și retrocedate acestor societăți. Acum au ajuns la niște suprafețe și se mai descurcau cu ceea ce arendează. Și ei, iată că o stațiune de tale celei de la Secuien, cu un manager atât de bun ca doamna Totuzeai, se confruntă acum cu o problemă în justiție legată de plata unor despăgubiri pentru o suprafață care trebuia dată moștenitorilor familiei Moșinski. A ajuns procesul la Înalta Curte de Casație și Justiție, dacă înțeleg eu exact, a pierdut și acum stațiunea trebuie din munca ei să plătească o despăgubire uriașă. Dar eu cunosc situația de la Secuien și nu numai. Vreau să vă spun că în 1994-95, dimineața, când mă duceam și eu de obicei am intrat foarte dimineața în minister, 7:30 eram la minister, de fiecare dată. Acolo mă așteptau primii mei audienți, era președintele Academiei cu secretarul general Academiei. Elementul esențial era Secuieni.
pentru că s-a încercat un presiune la prefectură și de la alții, inclusiv din interior au fost oameni care au vrut asta să... Asta nu știu, dar țineți minte dumneavoastră litigiul pe care l-ați avut chiar dumneavoastră personal cu defunctul Dumnezeu să vertă cu lițe tărâtă? Nu, n-am avut un litigiu, am avut discuții. Discuția am avut pentru că eu le-am spus totdeauna franc. Erați chiar dacă... colegi de parlament la un moment dat. Da, și eu am avut fost relații bune. Nu, nu, eu nu spun de chestia, dar abordările, indiferent cine a fost, că a fost prieten, că nu a fost neprieten, tot timpul le-am spus franc. Am multe discuții contra, inclusiv pe insula Marea Brăilei. Dar aici, pe Neamț, eu am discuții numai cu el. Cu Bumbu, de ce n-am avut o relație normală? Pentru că primul lucru pe care l-a spus când i-a zis, domnule, n-am restructurat, că am fost la Ministerul de Analiză Subiect Cercetarea. Unde? A avut trei stațiuni aici, care s-au dus în faliment. Stațiunea de Sfecă, da? De care e legătura lui Liviu Bumbu cu problema pe care o spuneți? A fost directul la Direcția Agricolă și nu i-am auzit vocea niciodată, referitor la situația Bine, cercetării era de aici. Politic. Nu știu, eu... Știți că era dependent de Ștefan. Foarte rău. Dacă era dependent, foarte rău. Când te duci și ai responsabilități, nu ești dependent acum de nimeni. Acum sunteți colegi de partid, că e în PNL. Nu, deci eu v-am spus, de 5 ani de zile nu particip la nicio activitate de partid. Nu e în PNL, e în PSD acum, mai intră. Deci nici, la nicio activitate de partid. E prima dată când am abordat-o, când m-ați întrebat, dar eu nu am abordat de 5 ani când am spus că ies din zona politică, nu mi-am dat demisia, nu plătesc cotizație, nu particip la activități politice, nu că mă feresc de ele. Că sunt un spectator din ăsta care mă agită ceea ce văd. Mă agită, efectiv, și îmi ar limba în gură. Mai ales că n-am fost un tip care să tac. Dar aici, aici, ei aveau responsabilități. Și nu numai aici. Directul de Direcția Agricolă. Și eu vreau să spun, cunosc foarte mulți care n-au călcat în nicio stațiune. Nu este posibil ca Ministrul Agriculturii, oricare fi el, să vorbească de cercetare, să nu fie avut curiozitatea, să calce într-un institut, să vadă la fundul ăla. Dom'le, ce-i pus orele de grâu? De ce sunt așa de bune? Sau rele? Dar ce trebuie să faci? Niciunul n-a călcat nicăieri. Eu am director agricol, la Direcția Agricolă am avut la Timișoara, care n-a călcat la loc niciodată. În schimb, vorbeau de cercetare. Aici este marea problemă. Aici au fost stațiune de sfeclă, da? Și este zonă de sfeclă în continuare. Aici a fost o stațiune de bovine. Da? Dacă nu eram atenți, nici această stațiune secuiență nu mai aveam azi. Noroc de doamna Trotuș, care a ținut cu da, a fost și sunt unul dintre mari susținători și am și decis la momentul oportun că doamna trebuie să plece să conducă. Mi-a plăcut pozițiile, așa cum mi-a plăcut de Liliana de la Blaj și nu m-am înșelat, așa cum este o altă doamnă conducătoare de stațiune la Dealul Bujor, așa cum avem o altă doamnă la Arad, la Minș. Și așa cum la Dealul Bujor, eu chiar o directoare tânără la care iar a pornit excelent. 2016, un an electoral, pe podenet electoral, iată însă că măcar Dumnezeu ține cu noi, că natura cel puțin până acum a fost suficient de darnică și se pare că recoltele de anul acesta vor fi bune. Este agricultura domeniul care poate salva PIB-ul acestui an? Este rău dacă agricultura salvează PIB-ul. Deci eu fac, singurul, când eu fac parte dintre cei care tot timpul am spus că o agricultură dezvoltată nu înseamnă neapărat și locuri de muncă. Și un PIB, o contribuție la PIB foarte mare. Atunci când agricultura are o contribuție la PIB mare, înseamnă că celelalte sectoare nu merg. Ori un venit, un PIB, un PIB care vine mare dintr-un sector care are mulți factori de risc, care nu poate să-i dea o stabilitate de la un an la altul, pentru că orice ai face, există influența de factori naturali, nu dă stabilitate și durabilitate de dezvoltare economică. El poate continua la un moment dat, cum a fost ultimul trimestru din 2010. Acel 0,01% a însemnat ieșirea din recesiune. Dar cu cât participarea la PIB agriculturii este mai mare, cu atât riscul economiei este mai mare. Ce este foarte ne la locul lui? Că este un an extraordinar din punct de vedere cantitativ și calitativ, dar nu din punct de vedere economic. Și atenție, de 4 ani de zile avem această situație. Că-s mari sau mici fermieri, cu cât e mai mici, cu atât e mai rău. Deci, fermierii n-au câștigat nici anul trecut, nici acum 2 ani, ci la nivelul de plutire. Asta înseamnă negestionarea acestei producții. O vând sub preț, o vând la prețuri întâmplătoare.
care este cea mai grea chestiune pe care o face agricultura și din păcate n-ascultă nimeni. Dumneavoastră, ca om de presă, ați auzit pe cineva spunând o situație a producției de grâu din România la această dată, când ne apropiem de final? Ați auzit? Nu. Nici eu n-am auzit. Și e normal, vreau să vă spun că în Statele Unite am asistat în luna decembrie, era în jurul datei de 14-15 decembrie 1995, la ce însemna producția anului 1996, cu evaluare la nivelul Statelor Unite și mondial. Și în momentul în care s-a ieșit cu rezultate, s-au mișcat toate bursele mondiale. Tot la întâlnirea de astăzi... Numai atâta, ca să închei. Vă rog. Nu este normal ca o muncă de un an întreg să nu ți se ducă pe un plus. Și atunci era participare și care dădea durabilitate PIB-ului. Dumneavoastră, la întâlnirea, dacă nu mă șer, chiar dumneavoastră mi-am notat eu în caiet că am remarcat asta, spuneați că în Ministerul Agriculturii există încă oameni care n-au ce căuta și că se dădeau în luna iunie aprobări pentru... Da. Dumneavoastră, parcă ați spus, da. Aprobări, da. Pentru... Ce, la ce v-ați referit la această anumanie? N-am să vă dau numele. Am spus că încă sunt cu funcții. Și am legat inclusiv de zahăr, de strategia zahărului, pentru că la vremea aceea nu mi s-a dat dreptate mie. Dar am spus, va veni un moment de criză și să vedem cum va reacționa România atunci. Și uitați, momentul e acum. Pe plan mondial, prețul zahărului crește. Cine îl plătește? Dar ce se întâmplă cu agrana? Ce se întâmplă cu agrana? Ele își rezolvă, dar nici și ei și pe ele le costă într-un fel. Dar eu mă întreb, de ce dosarul zahărului, și o fac prin dumneavoastră, acum aveți o prioritate, dar ce vă spun, nu intru în amănunte, că nu este momentul. De ce dosarul zahărului este blocat? De unde este blocat? Pe instituțiile care se ocupă de astfel de dosare. Da? A, vă referiți la... Eu mă refer la cotele de zahăr și cum s-a tratat cu fabricile din România ca să-și reducă activitatea. S-a redus pe bani. Nu spun o noutate, se știe problema. Dar eu nu vorbesc de asta. Vorbesc că am avut o discuție cu un ministru la un moment dat care se bucura foarte mult că noi putem importa și la un preț mic. Ce? Și l-am și jurat atunci. Am zis, bine, nu veneai în dimineața asta să-mi spui treaba asta. Există interviu inclusiv cu cine a tratat într-o două reviste de specialitate, în două numere. Eu îl scot, vreau să-l scot acum să-l pun la... Uite-te ce îmi spunea atunci și uite-te ce e acum azi. Guvernul tehnocrat își încheie activitatea undeva prin noiembrie, să zicem. Dacă guvernul politic, care o fi el, PNL, PSD, îl invită pe Valeriu Tabără să se întoarcă din nou ca ministru al agriculturii, ar accepta Valeriu Tabără și care ar fi primele măsuri primul, pe care le-ar lua? Primul, că Valeriu Tabără nu tânjește după un astfel de post, ca atare nu m-am încadrat într-o activitate politică la această dată, nici de o parte, nici de alta. Sunt și eu foarte curios să văd un program discuție. Politic. Da. Pentru că atunci când am fost și în 93, 94, 96 și când am venit în 2010, eu am fost în baza unui program. Dacă nu era partidului la care eu am lucrat, părți din programul și al președintelui Băsescu și al Partidului Democrat erau scrise de mine. Iar eu, dacă partidul n-a fost sau de multe ori nu era în stare să le discuți, eu mi l-am dus la capăt. Deci am spus, mi l-am dus la capăt. Eu nu mai, nici nu pun în discuție la această dată, că ar fi greșit și grav dacă o singură soluție ar fi Valeriu Tabără. Deci ar fi grav pentru toată societatea. Care ajunge ministru? Este o ipoteză care ajunge ministru. În primul rând, Valeriu Tabără, această dată, care nu-și dorește această funcție, n-ar putea să meargă doar de dragul de a fi acolo. Clar. Și atunci ar fi niște condiții pe care, nu știu dacă... Și care ar fi aceste condiții? Sunt mai multe. Câteva deci eu n-aș fi ajuns niciodată, cum aș fi fost, să fiu dator producătorilor agricole. Este prima problemă. Când am bani de la Uniunea Europeană și nu-i dau, nu-i sabotaj. Păi este prima. Am făcut-o din 2010 până în 2012. Banii s-au dat la minut. Deci la minut. Singurul lucru, odată că l-am planificat pe 3 ani și datorită crizei a trebuit să reduc. Dar m-am opus, că au vrut unii să suspende ajutorul de stat. Asta e prima, ce am bani să-i dai către agricultori. Doi, mi-aș dori o planificare multianuală. Mi-aș dori fără discuție repunerea în drepturi a cercetării și nu pe un an, ci tot în sistem multianual. Pentru că altfel nu poți duce rezultatele la bun sfârșit, nu-ți poți stabiliza colectivele de cercetare.
mi-aș dezvolta sistemele care le-am pus și le-am adus mereu în discuție la Uniunea Europeană. Pentru că nu m-am dus să stau acolo și nici m-a interesat să mai stau o zi sau două, ministru. Eu puteam pleca două zi. Nu m-a interesat dacă plec două zi, m-a interesat însă cum plec. Adică nu mi-ar fi convenit să plec, pentru că, domnule, tu ai cauzat niște pierderi. Nu n-am ținut seama nici de sănătatea mea. Niciodată. Deci niciodată n-am ținut seama de această sănătate în condițiile în care era în joc pâinea acestei țări. Și mă refer la primul mandat, când eu repartizam grâu de pâine pe județe, când se repartiza la nivel central. Sau, cum Dumnezeu să... ceea ce am lansat în 2010? Agricultura României net exportatoare și nu importatoare de produs. Eu n-aș mai lăsa să meargă importul de carne de porc. Și am experiență și nu vin cu povești. Deci n-aș spune, dar repet, ne discutăm, pentru că ar fi grav dacă s-ar ajunge să apeleze la serviciile mele. Nu că nu m-ar onora. Îs profesor, iată, am călcat de două ori pe urmele unui mare înaintaș al meu, aș putea spune profesorul Șișeș, că noi am fost profesorii. Eu am repetat mandatul încă o dată și se pare că nu cu rezultate rele, așa spune lumea. M-ați adus aproape de următoarea întrebare pe care vreau să vă pun și să comentați. Eu, apropo de chestiunea asta, mie nu-mi ridică nimeni statuie acum că aș mai fi sau n-aș mai fi un mandat. Eu urmăresc cu multă atenție tot ce am făcut în cele două mandate, pentru că ele trebuie să rămână, ce ai făcut acolo cât de cât. Și eu am mulțumit, nu prin aprecierea mea, ci prin ceea ce fac analiștii care nu de puțin au fost împotrivă la vremea respectivă, împotriva mea. Discutam chiar săptămâna aceasta privitor la acea lege care nici nu mai știu cum îi spune acum, cea care a fost promulgată luni privind produsele agricole românești, acelea cu 51% la raft. Aș vrea un pic să faceți câteva aprecieri asupra unei legi, pentru că mie mi se pare un pic de bluf politic. Poate agricultura României să umple rafturile supermarketurilor cu produse românești? Problema nu se pune aici, dar a spus perfect. Este un bluf politic. Și sunt mai multe lucruri. Și nu discut de acel 51%, ci nici de faptul care spun că noi n-am putea asigura anumite perioade ale anului. Pentru că avem în mână PNDR-ul această dată. Inclusiv PNDR-ul înseamnă Programul Național de Dezvoltare Rurală. Cu măsurile care sunt inclusiv cu dezvoltarea acestor structuri de producție legumicolă protejate, spații protejate. Și aici nu e vorba numai de solari, e vorba și de sere. Să nu uităm că România are o anumită experiență pe domeniu. O excepțională. La un moment dat, cea mai mare suprafață de sere, dacă luăm Ișalnița de la Craiova și nu numai. Deci, această perioadă din care noi ne-am putea asigura în piață și nu numai piața internă, ne o putem reface. Nu s-a vrut. Pentru că noi am rămas tributari unor chestiuni de jaf din anii 90, așa cum se întâmplă în continuare, de pildă, cu carnea de porc, produsele lactate, legume, fructe. Chiar dacă avem roșii excepționale, noi nu am creat acea rețea prin care o să aduc acele roșii proaspete la nivel de magazin, de relaționare. A doua problemă care e nereglementată, păi nu, problema supermarketului trebuie să o pun. Eu trebuie să-mi pun totodată cu aceasta și problema programului de dezvoltare a magazinului de proximitate, acelea care vin foarte aproape de producători și care îmi stau sâmbătă, duminica deschise. Eu pot să cobor la orice oră din zi și din noapte și să-mi cumpăr roșiile proaspete de jos, de la subsol sau de la două blocuri distanță. Noi avem, în raport cu alte state, extrem de puține unități de acest tip. Pe domnul Cioloș vorbea de unitățile de clasa mijlocie. Cum să o fac? Și eu nu sunt de acord că marile bazine, printr-o relaționare normală și ieșite din zona de speculație, pentru că legea nu ne duce dincolo de speculație. Deci acel tarif care a fost la raft îl transferă imediat supermarketul în altă parte. Doi, se vorbește de lanțul scurt, dar lanțul scurt nu este de la producător la magazin. Ce este de la aprovizionare. Ce este de la producător la consumator. Ăla e lanțul scurt. Asta este un, repet, chiar am fost în birou unui politician și îl interesa extraordinar de mult cum vorbește mass media de el pe chestiunea asta, pe o lege. Nu faci pentru o persoană să se vorbească de el.
Îmi pare rău că trebuie să o spun, că legea nu-i nouă. Bun, nu, am înțeles că din 99. Da. Păi legea e făcută... Discutam cu deputatul Munteanu. Păi e semnată de noi, inclusiv cred că și Munteanu a semnat-o. Da. Legea respectivă e semnată de inițiativă parlamentară. Dar eu am plecat în 2010, când ea a intrat, și atunci culmea, că și acum legea a fost sabotată din interior de producători români. De producători români, vă rog să rețineți. Eu am spus odată pe o emisiune și am atenționat că nu va mai fi niciun ministru să-i salveze de efectele negative ale aplicării, de pildă Sapardu, nu vă pot da numele încă, și ei să facă în continuare această promovare, el să-mi importe din afară. Da? Păi e normal, nu e normal. Și legea nu-și atinge scopul. Dar nu s-a rezolvat încă acea problemă a celor care adună producția de la fermieri? Păi e o altă scăpare. Și nu numai. E vorba și de a aduce fermieri lângă aceste rețele, cum e bazinul de la Matca, de pildă, cum este bazinul din Telorman, Oltu, cu foarte multă producție de, cum este zona Moldovei pe producția de fructe, mere. Și aici sunt interese politice, interese de grup, economic? Nu sunt politice. Politicienii e decât dacă pot să absorbă, să apară legea cu un anumit is populist, că are un is populist. Păi eu trebuie să vă spun că, de pildă, când s-a înființat un lanț, primul lanț de magazine în România, hai să nu dăm numele, dar e vorba de Metro, eu, ca ministru, trebuie să-mi dau acordul. Și mi-am dat acordul cu observații. Dacă mi-amintesc bine, ca 70% din produse să fie de producție internă, nu e o noutate. Pe parcurs, însă, datorită neorganizării, aceste restructurări continue ale unităților agricole și a producătorilor, sigur că ei n-au făcut față să asigure pentru anumite perioade întregul necesar de marfă. Dar la această dată, părerea mea este că acel 51 ar putea fi printr-o organizare și printr-o relaționare normală cu producătorii agricoli pentru ceea ce înseamnă magazinele. Și vreau să vă spun un lucru pe care nu știe opinia publică. Sunt rețele de magazine sau părți din ele care și-au făcut sondaje și analize economice asupra zonelor de influență, cam care ar fi capacitatea de aprovizionare din zonă. Adică prevedeau un astfel de moment, de un astfel de act normativ care este și în străinătate, nu numai la noi. Deși n-ar fi trebuit să fie, pentru că eu uneori mă întreb de ce românul nu ține la propria lui producție și produs. Pentru că dacă îl ajută pe fermierul român, de fapt, se ajută și pe el. E mare lucru acest lucru. Dar știu sigur că sunt mari magazine, dacă vreți, la Oradea a fost. Nu mi s-a dus, dar eu știam din alte surse că au făcut această analiză. Fructe, legume, produse agroalimentare și așa mai departe. Produse tradiționale, pentru că și aici se greșește. Domnule ministru, ultima mea chestiune pe care o ridic, legea camerelor agricole. Deci eu numai atâta concluzie. Legea are un puternic chis politic, încheie cu ce am încheiat și într-un interviu în ziarul financiar. Vă referiți la legea camerelor la legea 3.2.1. Nu, la legea 3.2.1. Camerele agricole este o altă. Vă rog, legea camerelor. Din păcate, trebuie să spun că și eu am greșit la această lege. În primul rând, că noi am dat din minister pe cei care în numele ministerului erau prezenți în Comitetul Național de Inițiativă. Și au dat demisia ca să facă anumite jocuri. Pentru că nu avem camere agricole, pentru că unii au tânjit ca să le facă nume personal, să ajungă ei să conducă. Țin minte, era tot acolo grupul Tărâțe, Banu, de la Bacău? Nu ei. Erați tot în... Nu. Culmea că nu ei sunt numele. Banu și cu Surdu și cu alții au lucrat la lege. Eu este, dacă vă uitați în legile care au fost la Comisia de Agricultură, e prima lege la care eu nu sunt semnat. De ce nu m-am semnat la lege? De ce? Pentru că ea îmbrăca o anumită iz politic. Și eu am fost de acord cu el. Dar eu l-am pus la dispoziție analiza pe ceea ce înseamnă camerele agricole la nivel european, în câteva state. Franța, Spania, Austria, Saxonia Superioară, Italia. Am și acum analizele și vreau să le public. Ce a rezolvat odată trecută? Că am înțeles că legea există. Ea deci este o variantă de lege pe care unii o recunosc ca bun, alții nu, dar eu aș fi revenit la legea inițială. Legea inițială a fost făcută după legile din Uniunea Europeană. Ea nu convenea pentru că nu juca pe niște interese. Dar așa cum este în Austria, de pildă, legea camerelor agricole cuprinde tot spectrul agricol, inclusiv familii întregi. Soț, soție, bunici,
întreprinderi care prelucrează produse agricole. Camera agricolă de la nivelul federal austriac este egală cu Camera de Comerț a Austriei, în grad. Pentru că sectorul economiei rurale austriece este egal sau unul dintre cele mai importante și așa este tratat cu tot ce înseamnă sectorul economic al Austriei. Și v-am dat un exemplu a unei țări care nu poate fi contestată din punct de vedere al echilibrelor economice și a unui mod de a trata economia cu mediul și cu celelalte. La noi s-a vrut, la noi, repet, toată tendința a fost ca la un moment dat conducerea să fie dirijată spre anumite persoane. Și ce spun eu acum nu place, dar asta e realitatea. Nu și-au dat seama că cel care va conduce acolo sau sistemul de conducere trebuie să fie în numele multora. Așa e cea mare greșeală în România, de obicei. Și acum se fac greșeli mari de către asociații. Tratează nume personal sau pe părerea personală sau pentru ce obține personal și nu pentru ce înseamnă întregul sistem pe care îl reprezintă. Mi-asum răspundere, eu am prieteni în structuri, în structurile respective și îi respect. Dar le-am spus și în față, între patru ori, dumneavoastră, atenție, eu greșiți. Acum cu camerele agricole, care trebuia să meargă, să cuprindă întregul sistem agricol și de aici să soarbă peste 3-4 ani sursele financiare de funcționare, din păcate nu au făcut-o tocmai datorită acestor interese. Eu sper să revină mintea la ce cap. Ce sunt aceste pseudo-camere agricole care funcționează pe lângă consiliile județene? Nu, aici vă spun, aici a fost un joc și eu zic că nu a fost chiar rău. Nu au înțeles pe urmă președinții Consiliului Județene ce înseamnă camerele agricole, dar ele au fost, de fapt, salvarea oficiilor de consultanță județeană. Dacă vă amintiți, da. Toate aceste camere au trecut spre Consiliul Județean, culmea culmilor, finanțate la Ministerul Agriculturii. Deci asta este ceva. Și eu am încercat să le rup. Dar eu am stat un an și patru luni în ultimul. Am avut atâtea probleme că nu puteai sta numai pe una toată ziua. N-aveai cum să stai. Dar ieri s-au dus unii la Consiliul Județean, unde președinții Consiliului Județean și domnule, am și eu o structură în plus, fac ce vreau cu ea. Sunt județe, însă, cum e Cara Severin, Aradu, Clujul, Satu Mare. Cred că și aici, pe Moldova, sunt ceva care și-au continuat obiectul de activitate pe consultanță. Și președinții sau directorii au o relație impecabilă cu fermierii. Poate ei sunt cei care au cea mai bună relație cu fermierii decât oricine din județ. Eu dacă vreau să mă adresez la Cara Severin, eu sunt pe Nefir Pavel și zice, domnule, vreau sau mă sună ei. Dar orice acțiune mare în favoarea fermierilor o face extraordinar de rapid pentru că îl ascultă fermierii pe el mai mult decât pe președintele Consiliului Județean. Și asta e mare lucru. Vă mulțumesc pentru prezența la noi, la postul de televiziune Roman 24 și când mai veniți, succes mult și mulțumesc. Să puteți fi de folos tuturor celor care vă ascultă. Mulțumesc. Și eu mulțumesc mult.